Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un vespo. Povara responsabilității. Suspansul în privința farselor este că niciodată nu știi cum se va termina. Hey! Câteodată uiți să iei în calcul ceva foarte, foarte micuț și te trezești cu un taur de 2 tone în față, nu-i așa? Oh! Totuși, poate fi și mai rău. Cum așa? Veți vedea. Andy, ce ai acolo? Doar câteva afișe, tată. Acestea mă vor ajuta să câștig concursul de Junior Rodeo de la East Gickle în acest weekend, tati. Afișe, nu văd deloc legătura. Nu zăresc prea multe, deci am orbit. Am nevoie de un baston alb și un câine. Ați auzit bine? Concursul de rodeo din East Gickle este un ritual anual. Îmi ascut dinții de farseur la această plouă. Deci, partenere, care va fi farsa pentru rodeo anul acesta? Anul ăsta voi câștiga rodeul cu tine, ca ajutorul meu. Vorbești serios? Poți paria? A sosit timpul ca eu, Andy Larkin, cel mai mare farsor din lume, să câștig și cei $200 ca premiu, nu-i așa? Și ăsta e un motiv destul de bun încât să ai capul zdrobit de un taur imens nebun? Asta va fi dacă eu termin drăgălindu-mă cu regina Junior Redo în ringul de dans. Și cine, mă rog ție, va fi? Lori, desigur. Anul trecut ea a fost pe locul 2, iar de atunci învingătoarea s-a mutat. Lori va fi sigur. Că cât de departe mergi pentru a fi lângă Lori nu încetează să mă uimească, zeu. Martin a sosit la timp cu posterele școlii. Hai să mergem. Deci, ce vei face? Voi schimba numărul camerei cu întâlnirea voluntarilor Junior Rodeo King. Dacă toată lumea merge la camera greșită, asta înseamnă că eu câștig prin neprezentare. Ingenios, nu-i așa? Nu pot să cred. Aceasta este o întorsătură impresionantă. Cine vor fi voluntarii? Asta este tipul de evenimente pentru care trăiește penultimul farsor. Așteaptă până când acești tipi vor fi aflat că tocmai s-au înscris ca voluntar pentru a coase haine. Ce faceți voi aici, băieți? Adică vreau să spun, mai sunt și alți voluntari? Voluntari? Noi suntem aici, știi, pentru o pedeapsă. Toată lumea a mers la ora de gimnastică. Nu știam că ar putea fi atât de la modă cu sucul. Doar semnează anunțul numind principalul concurent și ajutorul. Domnule director, ca editor al revistei școlii, aș vrea să știu dacă veți organiza parada cu cai sau tauri. Mă tem că nu, Martin. Am avut ceva ghinion de-a lungul anilor. Lici, aș vrea să-ți mulțumesc ție și ajutorului tău, Lic, pentru că v-ați înscris pentru Junior Rodeo. Eu cred că până la urmă ar fi o rușine să avem un singur concurent la Junior Rodeo. În schimb, o să vă anulez definitiv pedeapsa. Bine, deci nu am planificat să fie vreo competiție. Dar Lici... Haideți! Faptul că am materie cenușie între urechi ar trebui să-mi ofere un avantaj, nu? Cred că sunt 2 de E în Lici.
Deci, Lori, tu te-ai înscris pentru regina competiției de... Grozav, eu m-am înscris pentru regele Junior Rodeo. Nu știam că ești cowboy. Sigur, nimic nu-mi place mai mult decât să călăresc un sălbatic al nărăvaș. Oh, frate. Tu ca și competitor pentru regele Rodeo s-ar putea să ne oferi la amândouă ceva entuziasm în plus. Nu-ți place nimic mai mult decât să călărești un sălbatic cal nărăvaș? Știri proaspete, niciunul dintre noi nu a călărit vreodată un cal, ca să nu mai pomenim de un taur de la incidentul de la grădina zoologică când aveam 6 ani. Mai știi? Relaxează-te, am stabilit ceva timp pentru exercițiu, doar pentru a fi în siguranță. Aici se antrenează adevărații cowboy. Acestea ne vor pregăti pe noi pentru rodeo? Nu acelea, taurul mecanic. Versiunea matură a căluților pentru copii. Bine, partenere, lovește gongul! Asta are ceva putere, nu-i așa? Bine, nătărăilor, dați-vă la o parte. Adevăratul cowboy este aici. Ar trebui să râdem puțin. Călărește-l, știi tu, cowboy. Sunt sigur că a fost norocul începătorului. Lumeș, Larkin, Lici a călărit taurii ăștia de când era mic copil. Asta nu-i bine. Ce urmează, Tex? Știi, Danny, cel mai important lucru în a fi un cowboy de rodeo nu este a călări un taur sau a-l agita. Este modul cum arăți, prietene. Iar tata va plăti pentru noul meu echipament. Drăguț, superbă scobitoare. Asta va impresiona juriul și îmi va da un avantaj clar față de oponentul meu îmbrăcat în negrijă. Ok, Larkin, atunci punem pariu. Despre ce a fost vorba? Nu vine să cred că tocmai ai pariat cu tatăl lui Lici $200 pe mine că voi câștiga competiția. M-am plictisit să-i ascult laudele de șarte. Zău așa. Andy, ai spus că vei câștiga, parcă. Da, sigur. Bine, când se ajunge la sport fizic bărbătesc, le vom arăta familiei Lici că nu ne-am umezit după urechi. Andy, de tine depinde acum onoarea familiei Larkin. Acum du-te și exersează. Vreau să fii în formă maximă, înțelegi? Ține minte, Andy, dacă Lici câștigă acest pariu, nu voi mai putea să-mi arăt fața în oraș. Adică nicio presiune, nu, tată? Acum chiar că trebuie să câștigi. Dar cum ai să o rezolvi pe asta? În stilul vechi și demodat. Sabotaj, mecherie, ingeniozitate. Cu alte cuvinte, farsând. Responsabilitatea e pe umerii mei. Trebuie să fac ceva. Ai luat tot ce era necesar? Sigur, o mână de fân, o mână de ovăz, o lungime de frânghie, unghii, pudră de ciocolată cu lapte, banda adesivă și o pereche de cizme înalte. Cizme, am zis? Cizmele astea mă termină. Ascultă-mă bine, Danny, primele probe sunt floare la ureche. Trebuie să-l întrecem pe deșteptul Lici în istețime. Crezi că este posibil? Ai terminat, fiule? O să am eu grijă de tine personal. Da! Da! Au! Doamnelor și domnilor, e timpul pentru prima noastră probă din competiția Junior Rodeo King, rasul caprei cu funia.
Hei, cine de pe lângă noi nu poate să tragă o capră de funie? Primul nostru participant este numărul 1, Andy Larkin, cu ajutorul lui Danny Pickett. Într-un fel, pare un om rău. Nu te îngrijora, îl vom scoate din concurs. Dar de unde au venit astea? Mult noroc, băieți. Domnul Leach, nu glumea în legătură cu a se îngriji de noi personal. Fugi! Suntem de râsul concursului de rodeo. Nu te îngrijora, nu poți să câștigi tot timpul. Ajutor! Băieți, se pare că v-ați distrat grozav la ultima probă. Rușinos e că acele capre s-au pierdut. Nu te îngrijora, următoarea probă este cea cu prinsul butoiului. Ai unghiile? Verificat. Hei, ce se întâmplă aici? Tușe, doi pot juca acest joc. Un farsor profesionist nu se enervează, face egalitate. Este timpul pentru operațiunea Calul Grăsan? Tu ești concurentul numărul 1, așa că acesta trebuie să fie calul tău. Trebuie să fiu un nebun să mă urc pe un cal sălbatic flământ. Dar după acest ovăl se va gândi sigur la somn, așa? Grăbește-te, începe concursul pentru mulgerea vacii sălbatice. Frumos! Lic și Lici nu vor ști ce i-a lovit. Pui tu pudra de ciocolată cu lapte în găleata lor? Cât ai spune, pește! Ouch! Am auzit că dacă le acoperi ochii, le faci să creadă că e timpul pentru somn. Acum încep să înțeleg. Ouch! Scuze, băieți, prea târziu. Lapte cu ciocolată? Hii, tipii ăștia sunt haioși de tot, vă dau niște puncte în plus pentru umor. Puncte bonus pentru umor? Ei, asta chiar că le-a trecut pe toate. Doamnelor și domnilor, iar acum urmează proba în care concurenții junior rodeo vor călări cai sălbatici direct din prerie. Uită de mulgerea vacii sălbatice. Aceste probe sunt cele mai importante, cu toate punctele mari. Dacă putem să câștigăm următoarele două probe, sunt terminați. Da, dar atunci voi fi doar eu și cu Lori dansând și drăgălindu-mă până ce vacile vin acasă. Andy, numărul a fost schimbat, ai primit alt cal. Ce? Se pare că numărul tău e mai mare, fiule. În regulă, partenere, ia dă-i drumul. Ești în regulă, Andy? Au. Da, sigur. Perfect. Voi, Larkin, mai bine ați pleca înainte să vă loviți. Te-am observat de la culise, Leach. Cei de ajuns e de ajuns. Din acest moment scoate mănușile. Pregătește-te să-ți pierzi banii. Prea târziu, Larkin, deja avem ceva puncte în față. Haide, hai galnătăvleț. Galnătăvleț, știi tu. Haide, ghidi. Calul ăla nu mi-a dat nicio șansă. Cred că s-a terminat, Danny. Dă-i bătaie, Andy! L-ai terminat pe Lici în competiția de cal sălbatic. Dar
Cum? I-ai depășit la scor. Nu-ți oferă puncte atunci când calul tău stă pe loc. Dar acum începe adevăratul război. Nu ne-au dat nicio șansă. Vrei să-ți fac rost de boabe de mazăre? Sau coși de banană? Nu, asta-s pentru copii. Va fi ceva nuclear. Nuclear? Mhm. Am o armă secretă. Nu pot să cred că tu chiar vei face așa ceva. Câteodată un cowboy trebuie să facă ce trebuie să facă un cowboy, nu-i așa? Wow, dar e un munte de taur. Crede-mă pe cuvânt. Nu, chiar e un munte de taur. Mama! Deci de data asta jucăm cinstit fără farse? Da, dar când e rândul lui Lici, va fi nuclear. Vreau doar să vă urez baftă pentru această ultimă probă. Doar să nu fiți prinși strișând, ceva cum ar fi să vă lipiți de șa ar putea să vă descalifice. A? Adică... A? Oh! Noroc, băieți, să nu fiți prinși! Danny, m-a lipit de șa, scoate-mă de aici! Te rog, scoate-mă! Oh! Opriți-mă! Călărește-l, cowboy! Amintește-mi să nu mai intru niciodată într-un rodeo. Haide, trebuie să-ți iau șaua de pe tine înainte să vadă juriul. Upsii. Deodată nu mă mai simt așa de bărbat, hai. Am luat-o. Hai să mergem, domnule Larkin. Moda poliției? De unde ai luat astea? Nu întreba. Oh. L-ați văzut cumva pe Larkin? Eram în baie și știu că el a fost. Știu asta. Nu, nu l-am văzut deloc. Nu-i așa, Danny? Na, nici măcar o secundă, da. Ai înțeles? Iar aici mirosul de vacă de la veterinar. Yeah, să mor dacă înțeleg de ce taurii găsesc chestia asta irezistibilă. Dar sunt foarte fericit că o fac. Bine, fiule, totul este în mâinile tale acum. O să câștigăm o mulțime de bani astăzi. Dalici, călărește-l, cowboy! Fă-l praf, Lici! Bă, asta e, fiule, fă-l praf! Dar ce se întâmplă? Bă, ce-i cu mirosul ăsta ciudat? O să o șterge de aici. Nota, vă rog. Aș vrea o fotografie atunci când taurul îi va prinde. Doamnelor și domnilor, având în vedere descalificarea ultimului concurent pentru părăsirea arenei, aș vrea să anunț acum câștigătorul de anul acesta al concursului, regele junior rodeo din East Giggle, Andy Larkin. Asta e, partenere. Le-am arătat noi licilor din ce suntem făcuți. Abia aștept să-mi primesc premiul. Și de asemenea avem rezultatele pentru câștigătoarea premiului pentru regina junior rodeo din East Giggle. Așa e, îmi voi lua coroana și dragostea, nu? Oh. Regina rodeo este Dazelia Peterson. Lori și cu mine vom avea o noapte de neuitat. Și câștigătoarea de anul acesta al premiului regina junior rodeo din East Giggle este... Fi mândră, Lori? Aisel Stringer! Ce? Doamne, dar ce iată cum? Andy, Hazel a câștigat proba pentru fete. Vedeți ce vreau să spun prin această minusculă eroare de calcul?
Haide, căluțule! Di-căluțule! Di-căluțule! De unde era să știu că domnișoara Hazel este o călăreață născută? Larkin, dă-mi pantalonii înapoi! Nu! Nu, asta arată rău, după cum am spus. Ar fi putut fi și mai rău. Mai bine stau aici cu taurul ăsta decât să mă duc sus, să o sărut pe Hazel și să înfrunt mânia lui de roză. Și până la urmă am câștigat. Nu-i așa?